Bine ați venit! Sunteți bineveniți oricând pentru orice dialog instituțional între organizația dumneavoastră și companiile pe care le reprezentați prin structurile care compun Coaliția pentru Dezvoltarea României. În ce ne privește pe noi, suntem un guvern deschis dialogului, un guvern care dorește să creeze un climat de afaceri favorabil, un guvern care dorește să guverneze prin dialog, prin parteneriat, prin cooperare, prin identificarea de proiecte și obiective comune, un guvern care dorește să asigure buna funcționare a afacerilor private în România, plecând de la o idee simplă, că acolo unde afacerile merg, sunt profitabile, toată lumea câștigă. Am să vă spun numai câteva cuvinte, cred că puteți vedea deja și la rectificare, că deși s-a dus un pic deficitul, să spun, peste un nivel aproximativ rezonabil, noi am preferat să facem ceea ce e normal, și anume să respectăm legea, să respectăm contractele. Mi se pare normal să întârziem nejustificat rambursările de TVA, pentru că asta înseamnă lipsirea companiilor de resurse financiare pe care le pot utiliza în afaceri. Nu mi s-a părut normal, pot să vă spun că dimensiunea întârzierii la plată pe concedii medicale, concedii de maternitate, era de aproximativ, nu știu dacă am reușit să acoperim integral, am prevăzut aproximativ 1.200.000.000. Am identificat întârzieri mai mari de un an de zile. Și asta a fost tot o formă de a menține minciuna privind deficitul bugetar, neefectuând cheltuieli obligatorii legal și care de fapt puneau pe spinarea mediului de afaceri, lipsind de resurse financiare companiile, în condițiile în care prevederile legale sunt foarte clare. Și în ceea ce privește obiectivele de investiții, am decis să asigurăm resursele financiare pentru plata la zi, evident, în conformitate cu legea, a tuturor lucrărilor efectuate în baza contractelor, atât pe PNDL, cât și la Ministerul Transporturilor. De asemenea, vă spun din start că intenția noastră este ca pe orice fel de legiferare care vizează mediul de afaceri, că e în domeniul fiscal, că în orice domeniu specific, intenția noastră este să realizăm consultări prealabile, intenția noastră este ca orice reglementare să nu producă efecte imediate și mai ales când este necesar un timp de adaptare din partea mediului de afaceri, să lăsăm o perioadă de timp astfel încât companiile să se poată adapta la noile reglementări. Sigur că avem câteva lucruri care, după părerea mea, trebuie rezolvate imediat, și anume Ordonanța 114. Și aici chiar am discutat cu colegii mei să pregătim un proiect de modificare a Ordonanței 114, care să abroge cele mai multe din articole în domeniul energiei, în domeniul fondurilor de pensii, în domeniul financiar bancar, suprataxarea din zona comunicațiilor, fantomaticul fond de dezvoltare și investiții și o mulțime de alte prevederi care au afectat extrem de negativ mediul de afaceri. Și aici vom acționa un pic mai repede decât cum mi-aș dori, dar cu siguranță vă vom consulta privitor la forma finala proiectului de lege pe care intenționăm să-l adoptăm în ședința de guvern și să cerem adoptarea de către Parlament. Pentru început, cam atât am avut să vă spun, vă stăm la dispoziție și vrem să știm din partea dumneavoastră cu ce probleme vă confruntați, ce așteptați din partea noastră, ce credeți că poate fi îmbunătățit, pe de o parte, în cadrul legislativ în care vă desfășurați activitatea, pe de altă parte în relația cu guvernul, cu instituțiile guvernamentale și
în orice alt domeniu în care vă doriți. Domnule premier Orban, vă mulțumim în primul rând că ați dat curs invitației CDR de a avea o primă întâlnire și ne bucurăm să inițiem acest dialog între Coaliția pentru Dezvoltarea României și guvernul pe care dumneavoastră îl conduceți și sperăm noi și echipa de miniștri pe care o coordonați. În primul rând, dați-mi voie ca în numele colegilor mei să vă felicităm pentru instalarea noului guvern și mai ales pentru declarațiile publice pe care le-ați reiterat și astăzi privind remedierea unor, am spune noi, derapaje sau decalaje financiar bugetare care au afectat în mod serios mediul de afaceri și aici mă refer cum ar fi rambursarea de TVA, această rambursare a sumelor datorate privind concediile de odihnă și ajutoarele de naștere. Noi am avut ieri o conferință de presă în care ne-am exprimat încrederea și vă mulțumim că ați și reacționat, adică întâlnirea deja era discutată, în care ne-am exprimat încrederea că vom avea cu dumneavoastră un dialog mult mai fructuos și mai eficient decât am avut cu guvernele de dinainte. În primul rând, pentru că ne dorim împreună să construim un mediu de afaceri sănătos, o societate mai bună. Coaliția pentru Dezvoltarea României, cu permisiunea dumneavoastră, am să vă fac doar o scurtă trecere în revistă, este o organizație privată, apolitică, care își propune să adreseze o serie de teme de interes general, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru societate în ansamblul său. Din comitetul executiv al acestei coaliții, care se compune din 25 de organizații majore, însumând peste un milion de angajați și care are un aport la produsul intern brut al României de peste 50%, acest comitet executiv este format din 8 organizații. Numele meu este Ionut Simion, sunt președintele Camerei de Comerț Americane și Camera de Comerț Americană are rolul coordonator în cadrul acestei coaliții. Este un principiu de conducere rotativ, odată la fiecare 6 luni urmează o nouă organizație. Întâlnirile